crescut la o fermă chiar lângă Limerick, în Irlanda, ceea ce, după cum vă puteți imagina, a fost o copilărie plină de evenimente. Însemna, de asemenea, că grădina mea din spate era masivă, așa că am avut mult spațiu pentru a alerga afară, jucându-mă cu cele două surori ale mele. Și, fără pic de îndoială, joaca noastră preferată era micuța casă de lemn pe care tata o construise pentru noi la capătul grădinii. Nu știu dacă restul lumii au acest gen de căsuțe, dar practic, o casă de genul ăsta este o căsuță de joacă în miniatură pentru copii. Și când spun mică, exagerez pentru că tata ne construise una destul de masivă, cu un mic hol, o bucătărie și o scară mică care urca la etaj până la un pod. A fost adorabil, eu și surorile mele ne petreceam mare parte acolo, atât de mult încât într-o seară de vară, când era suficient de cald, am întrebat-o pe mama și pe tata dacă putem dormi o noapte în casa respectivă. Au fost, în mod normal, reticenți să ne dea permisiunea la început dar noi mi am bătut la cap până când au cedat în cele din urmă. Acum puteam avea o petrecere în toată regula pe care o țineam în casa noastră de lemn, dar trebuia să fim cu cel mai bun comportament. Nu să ne certăm și să promitem că nu vom ieși în întunericul nopții. A fost ca o afacere. Puteți înțelege și rezervările părinților noștri, deoarece capătul grădinii pe care l-am menționat era la aproximativ 100 de metri distanță de casa propriu-zisă, lângă acest vechi drum care dădea direct în pădure nu este locul ideal pentru a-ți lăsa copiii singuri peste noapte. Și așa, au ajuns trei copii sub 10 ani într-o căsuță de lemn luminată slab, în mijlocul pustietății, acoperiți de negura nopții. Și, dintr-un anume motiv, sora mea mai mare, Kathleen, a decis că ar fi o idee bună să ne spună niște povești cu fantome. Catherine a fost întotdeauna un pic mai ciudată. A fost mereu fascinată de fantome, strigoi și vrăjitoare și cam tot ce ținea de folclorul irlandez. Încă de când era mică. Și din moment ce pusese mâna pe o carte cu povestiri irlandeze despre fantome, s-a gândit că ar putea regurgita una dintre poveștile pe care le-a citit. Ea a început să povestească despre o fantomă care a provenit din Irlanda. Că spre deosebire de un vampir sau Frankenstein care provin din alte țări, la noi în țară au existat acești strigoi și așa a început sora mea mai mare să ne spună originile acestei creaturi mistice la lumina lumânării în mijlocul nopții. Mintea noastră este absolut terifiată. Fantomele trăiau în cimitire, case vechi și alte locuri bântuite. Trebuia să mergi într-un loc bântuit pentru a vedea una, dar iată-o pe Kathleen care ne spunea despre o fantomă care vine de fapt la tine. Pentru a-ți spune că va muri cineva din familia ta. Și modul în care îți spune acest lucru este printr-un țipăt în mijlocul nopții, cu ca un plâns fantomatic care îți străpunge urechile. Kathleen continuă să ne spună că acești strigoi sunt femei care au murit în moduri teribile și dureroase, de aici și urletul, și că arată ca niște bătrâne mumifiate, cu ochii roșii, care care după ele boluri de sânge. Am fost aproape să facem pe noi în pijamale când Kathleen a terminat de descris aspectul de coșmar al unui strigoi la lumina lumânării. Dar cumva, când tata a ieșit să ne întrerupă și să ne spună că este ora de culcare, a reușit să ne simțim confortabil și să ne băgăm la un somn oarecum neriniștit. Următorul lucru pe care îl știu. Eram treaz în întunericul nopții și totul era scumpudat într-o liniște ca de cimitier. Apoi, am auzit ceva atât de înspăimântător încât, la început, cred că tocmai am înghețat într-o teroare completă. Era un strigă strident, străpungător, aproape grav și de parcă ar fi venit din gâtul unei bătrâne. Când am găsit în sfârșit curajul de a mă mișca, m-am ridicat din patul meu improvizat, scuturându-mi surorile să se trezească și spunându-le să asculte. Tocmai am stat acolo în întuneric o clipă, toți ingroziți, până când am auzit din nou țipătul. Auzind-o pentru a doua oară, m-am simțit cum inima îmi bătea cu o mie de bătăi pe minut. Dar sora mea mai mică a urlat. E un strigoi!" Îmi amintesc că plângea. Trebuie să le spunem lui mami și lui tatii. Apoi sora mea cea mare, Dumnezeu să o binecuvânteze, decide că, deși este îngrojdită, va fugi la mama și la tata, astfel încât să ne poată salva din ghearele strigoiului. Deși sora mea mai mare a citit cartea respectivă, până și ea a crezut ce a povestit. A crezut că există un strigoi acolo, la fel de mult ca și noi. Adică ce altceva ar fi putut face acele zgomote înfiorătoare acolo? Ne căutam frenetic lanternele, dar în panica noastră nu le găseam. Și când strigoiul țipă pentru a treia oară, Kathleen decide că nu își poate permite să mai aștepte. Se ridică și, în întuneric de plin, coboară pe o scară mică, deschidă ușa casei și fuge ca să ne aducă salvarea. În timp ce Kathleen plecase, eu și sora mea mai mică, reușim să găsim una dintre lanterne. Așadar, o aprindem și o îndreptăm spre ușa casei de -a la mansardă. Nu știu care a fost logica acestui lucru, dar asta am făcut. Apoi ne-am îmbrăcat și am început să-mi plângem în timp ce așteptam ca strigoiul să vină să ne ia. După cam un minut așa, auzim un foșnet în fața casei. Ceva se mișca afară. Suntem atât de speriați de faptul că ne-a auzit mișcând prin casă, încât am pus mâna peste gură. Dar tot nu ne-am putut opri din plân și tot nu am oprit lanterna. Dintr-o dată, ușa se deschide și ce-a pășit înăuntru m-a făcut pe mine și pe sora mea mai mică să țipăm de groază pură. Sângele curgea pe gură și pe bărbie, sora mea cea mare. Și acum revenise la lumină, acum și ea putea să vadă că sângerează. Își pune degetele pe frunte și le umple de sânge, se uită la ele și apoi se prăbușește imediat. Suntem absolut inconsolabili în acel moment. Eu și sora mea cea mică suspinam, țipam, plângeam, ca părinții noștri să vină să ne salveze. Pentru noi, Kathleen tocmai a fugit să obțină ajutor, iar strigoiul sângeros a plecat și -o a luat-o înainte de a reuși. Suntem prinși. Strigoiul se apropie de noi și suntem condamnați. Apoi, am mai auzit pașii în afara casei de lemn. Pași mai grei acum. Pașii unui strigoi. Ușa se deschide din nou, numai că de data aceasta, fața care apare, este tatăl nostru, dorind să știe ce se întâmplă acolo. Țipăm. Tată, ne caută un strigoi, fii atent, au prins-o deja pe Kathleen. La început, este evident că era sceptic, ca orice, dar când îi vede fața lui Kathleen, îi vine rândul să fie îngrozit. Se face abla față. O apucă în brațe corpul mic al lui Kathleen, apoi se repede cu ea în casă. Așadar, rețineți că chiar în acel moment al intervenției părintești, tata nu și-a luat timp să ne spună cu siguranță că nu există un strigoi. Și, dacă e ceva, reacția lui față de Kathleen a confirmat că nu numai că există cu siguranță un strigoi afară, dar ne-a abandonat complet. Serios, încercați să vă imaginați că aveți șapte ani și aceasta este povestea voastră. Nu ne-am calmat ore în șier. Mama și tata spun că am plâns până pe la ora 1 dimineața, întregul incident având loc la aproximativ ora 10 seara. Chiar și când am știut că totul este în regulă, am plâns, doar pentru că fusese atât de sângeros și traumatic evenimentul. Evident că nu exista niciun strigoi și am aflat acest lucru decât an mai târziu, din motive evidente. Dar ceea ce am auzit în seara aia, de fapt, erau două vorbi care se împerecheau. În ceea ce mă privește, eu și surorile mele știm acum prea bine când fac asta. Doamna vulpe țipă cât o țin plămânii, producând ceea ce este un sunet destul de neliniștitor și din altă lume. Kathleen, fiind sora mea cu mai curajoasă, a fugit să ne protejeze. Dar poate că dacă ar fi la fel de agilă, precum curajoasă, nu ar fi fugit direct în acel copac în panica ei oarbă, lovindu-se atât de tare în proces. Cel mai bun lucru pe care l-a putut face atunci a fost să-și retragă pașii până apoi până la casă și să le șine la vederea propriului sânge. Este o poveste pe care o spunem în fiecare Crăciun acum, mai ales de ori de câte ori apare către un nou iubit sau o soție. Acum pare o poveste amuzantă, la care râde toată lumea. Dar, cred că dacă mi-ai pune o armă la cap și mi-ai cere să-ți spun cel mai totor moment din viața mea, aș spune această poveste. Sunt extrem de serios. Acest eveniment a fost mai înfricoșător decât nașterea primului meu copil sau mai înfricoșător decât să găsesc casa goală cum a părăsit soția și a luat copiii cu ea. Pentru că am crezut că ceva ce nu înțelegeam vine să mă ia, ceva mitic, ceva supranatural, ceva de care chiar și tata se temea. Inutil să spun că în acea vară nu au mai existat nopți de dormit în casa de lemn iar totul s-a dus și a căzut câțiva ani mai târziu. Dar eu și surorile mele vom avea întotdeauna acea poveste care să ne facă să râdem. Chiar dacă la vremea respectivă ne-a speriat și a fost cel mai terifiant eveniment din viețile noastre.